Purtătorul de cuvânt al PDL Sălaj, Claudiu Bârsan, a declarat vineri 18 octombrie, într-o conferință de presă, că este pentru prima dată când un partid organizează alegeri pentru desemnarea candidatului la președinția României și că la procesul electiv vor participa toți membrii partidului înscriși în registrul județean. Potrivit lui Bârsan, până la expirarea termenului stabilit pentru depunerea candidaturilor, trei lideri PDL și-au exprimat intenția de a deveni candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale. Sunt trei candidaturi depuse, una a lui Cătălin Predoiu, este cel care coordonează guvernul alternativă la nivel central. A doua candidatură este cea lui Gheorghe Falcă, este primarul Aradului, iar a treia candidatură este a doamnei Simona Crețu, despre care eu personal nu pot să dau foarte multe detalii. Claudiu Bârsan a mai precizat că la alegerile din 2 noiembrie vor fi organizate 10 centre de votare în cele 4 orașe din județ și în localitățile Ilianda, Sărmășag, Nușfalău, Treznia, Bănișor și Hida. Președintele PDL Sălaj, deputatul Lucian Bode, a completat în aceeași conferință de presă că, teoretic, la alegerile din 2 noiembrie sunt așteptați peste 2000 de membri de partid, însă numărul votanților ar putea scădea pentru că vor avea drept de vot doar cei care au toate datele înscrise în registrul județean. Noi avem peste 2000 de membri înregistrați. Problema este legată de faptul că nu toți membrii înregistrați în registrul județean al membrilor au datele complete. Adică sunt unii care le lipsește CNP-ul, alții seria, numărul de buletin, alții, știu eu, adresa. Și atunci, de la București, de la Cancelarea PDL, vom primi registrul județean al membrilor cu cei care au toate datele la zi.